Костелем Рубросом. Катала Тарката Турор Редимырлы. Крыжановский. Мелипсету. Дестабилизатор де ордене публик. Haideți să înțelegem un lucru. Pe lângă acțiunile de protest, trebuie să acționăm și prin alte metode de a cere dreptate. Chiar și dacă avem un stat captiv, chiar și dacă justiția este la cheremul unor oligarh, noi trebuie să acționăm și în judecată pentru a cere. Ca atunci când ei vor interzice aceasta, noi să avem dovada, să avem dovada că noi am încercat pe cale pașnică să obținem dreptate. Avem, pe 6 septembrie va fi un meeting, un meeting a întregii țări, care va fi în Piața Mare Onări Naționale. Până atunci ne acționăm pe toate căile juridice să impunem să întoarcă miliardul, să impunem să interzic aceste tarife, să impunem să scadă toate tarifele, să impunem să scoată din captivitate statul. Dacă până la 6 septembrie aceste lucruri nu se întâmplă, ne adunăm toată Republica Moldova în Piața Mare de Adunări Naționale, duminica 6 septembrie. Până atunci, vă rugăm mult, cei care ați venit și nu știți de ce ne-am adunat aici, ne-am adunat pentru a da o declarație prealabilă ANRE-ului. Toți cei care nu ați completat, vă apropiați, pe prima pagină scrieți numele, prenumele, adresa și numărul de telefon și vă semnați pe a doua pagină. Toate aceste declarații vor fi prezentate ANRE-ului. În ele scrie că noi cerem să fie anulată această decizie, să fie anulată majorarea tarifelor. Sunt prezentate toate articolele care au fost încălcate și dacă vom fi mulți, dar noi deja suntem mulți, s-au strâns multe cereri, vă rugăm mult, cei care încă nu ați semnat, vă apropiați, luați aceste cereri și le completați.